iese la rampi susține dezvăluirile lui Dragnea. Toată această construcție paralelă există. Ea se manifestă sub liniere, ei nu se manifestă de puțini ani. Vice presubliniere din telepartidului Social Democrat, PSD, Mihai Fifor, ministru al apărării, consider că declarațiile făcute de liderul PSD, Liviu Dragnea, despre implicarea serviciilor secrete în activitatea politică a PSD confirmă că toată această construcție paralelă există, subliniere i se manifestă, scrie Ager Press. Fifor a afirmat că dezvăluirile lui Dragnea arată modul brutal de inacțiune al instituțiilor statului paralel în viața unui partid politic, sublinierea în formarea unui guvern într-o car democratic. Implicarea în viața unui partid politic, implicarea în modul în care se a sublinierează o importantă instituție care este Guvernul României, nu poate decât să ne duc la gândul ce, într-adevăr, toată această construcție paralelă există. Ea se manifestă, sublinierea nu se manifestă de puțini ani, sublinierea rolul acțiunilor acestor grupuri, pentru ce eu nu a sublinierea acuza instituțiile în sine, pentru ce instituțiile în sine sunt instituții de bun credinc care în felul lor sublinierea îi fac datoria, dar există grupuri de oameni, grupuri de interese, care, iată, activează în sensul acesta, sublinierea îi cred ce cea de voalata s-ar presubliniere din Dragnea nu poate decât să ne îngrijoreze, sublinierea îi se susțin totodată toată această teorie pe care noi o expunem de luni în sublinierea îi, atât în Parlament, cât sublinierea îi pe toate canalele media, a afirmat vicepresubliniere din PSD. Mihai Fifor a precizat că, pe fondul acțiunilor statului paralel, există instituții ale statului care nu mai funcționează la parametri optimi. Presubliniere din PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, marci seară, ce fostul presubliniere-dinte al UNPR, Gabriel Oprea, a purtat discuții cu fostul director adjunct al Serviciului Român de Informații, Florian Coldea, despre modul de ocupare a funcțiilor de conducere în PSD. Dragnea a susținut ce i s-a transmis de la statul paralel, prin intermediul lui Oprea, ce zvonea trebuie să fie numărul 1 la partid, subliniere el numărul 2. De asemenea, Dragnea a susținut ce fostul liderul al partidului, Victor Ponta, ar fi stabilit lista membrilor guvernului său împreună cu fostul director al Serviciului Român de Informații, George Maior.